Bun găsit, dragii mei pești, la citirea săptămânii 11-17 noiembrie. Ei bine, haideți să vedem împreună care este mesajul pentru voi în această perioadă. Arhanghelul Gabriel vă recomandă să trimiteți o rugăciune, o rugăciune către Fecioara Maria. Poate mulți dintre voi aveți o afinitate către această, să spunem, figură divină. Mulți dintre noi avem afinități în aceste să nu le spunem persoane, să le spunem îngeri în viața noastră. Da, poate unii dintre noi ne rugăm către Isus, alții către Dumnezeu, alții către Fecioara Maria, alții simțim o afinitate către Arhanghel și așa mai departe. Iată, poate acest mesaj este pentru aceia dintre voi care simțiți că Fecioara Maria v-a ajutat în multe din situații. Poate este necesar să-i trimiți o rugăciune, o recunoștință în această săptămână. E bine, comunicare liberă. Da, pot fi discuții săptămâna asta, discuții din adâncul sufletului, care pot aduce, bineînțeles, la suprafață o adevărată perlă, comoară. Se revelează ceva pentru tine într-o anumită discuție pe care o poți avea cu o persoană importantă din viața ta. Este posibil ca să se facă lumină în acel context în care tu ai nevoie să știi clar lucrurile. Dar dă-ți voie și comunică tu. Vulnerabilizează-te și vei vedea și din partea cealaltă vulnerabilitate. Ar putea fi vorba, iată, de o decepție pentru unii dintre voi. Dar, bineînțeles, că în urma acestei decepții poți lua niște decizii care să te ajute să comunici mai clar. Poate sunt lucruri neînțelese și de aici e decepția care poate fi. Cineva încăpățânat, o persoană foarte agresivă cu care tu ai de-a face. O provocare majoră pe care o vei depăși cu siguranță și ceva neînțelegeri. Iată exact ceea ce vorbeam, că poate fi aici o situație în care sunt neînțelegeri și de o parte și de cealaltă. De aia poate ți se oferă contextul în care să discuți sincer din adâncul inimii și să-ți dai voie să spui ceea ce ai de spus ca lucrurile să fie înțelese bine. Dar haideți să vedem mai multe mesaje din cărțile de tarot. Ia să vedem ce putem vedea pentru voi. Energia generală este 6 de băte. Este cartea victoriei. Așadar, se anunță o săptămână de succes pentru voi, cu alegeri înțelepte care îți pot aduce recunoaștere, succes. Succesul poate veni din îndrăzneala ta de a alege să discuți cu omul ăla care te-a înțeles greșit și iată se uită foarte urât la tine. Poate fi vorba de promovare, poate fi vorba de premii, de acel moment în care îți dai voie să te bucuri de succesul obținut din alegerile pe care tu le-ai făcut. Așadar, iată o săptămână agitată, cavalerul de spade. Este cel care vine să discute sau care poate fi energia ta, te duci să discuți. Sunt evenimente care aduc ceva agitație și dinamică în săptămâna ta. Este vorba de mare, mare viteză, parcă totul se schimbă așa de la secundă la secundă. Ar putea fi vorba și de niște provocări intelectuale pentru tine. Cineva te provoacă la o discuție sau tu ești cel care provoci la o discuție. Dar e nevoie, iată, poate să dați cărțile pe față. Aici putem vorbi de o oportunitate în care tu poți echilibra ce ai dat, vei putea primi. Bineînțeles, putem vorbi de daruri în bani, de daruri în atenție, în timp, în cuvinte. Ar putea fi vorba aici de un echilibru, o armonizare în relațiile tale sau binele făcut să se întoarcă în viața ta. 4 de spade. Arată aici un om care stă, analizează, introspectează și face strategii pentru următoarea perioadă din viața sa. Parcă ești într-o perioadă de refacere.
Da, poate ai avut de suferit, poate ai avut o problemă de sănătate, o problemă personală, profesională și ai nevoie de odihnă. Săptămâna asta poate veni cu ceva odihnă pentru tine sau timp pentru a petrece, să spunem, în meditație, în rugăciune, în analiză, introspecție și planificări. Noua de cupe aici arată satisfacția pe care tu o poți avea. Da, poate ți-ai timp cu tine să tragi niște concluzii, iar concluziile pot aduce această satisfacție. Vise care pot deveni realitate. Oportunitatea asta creată te ajută. Este poate ajutorul de care aveai nevoie ca tu să-ți împlinești o dorință. Nu doar intenția ta este, ci este și intenția celuilalt de a rezolva, de a face acest echilibru de care ai nevoie. Și iată de aici mulțumirea ta. Puterea este o forță personală de care dispui săptămâna asta, diplomație, putere de iertare. A spune că amabilitate văd aici la tine. Poate o mai mare capacitate de a înțelege, de a asculta, compasiune care îți poate aduce puterea de iertare. Eu aici văd la voi o schimbare de percepție. Ia să nu-l mai acuz pe celălalt, ia să nu-l mai învinovățesc și să încerc un pic să văd că suferă, să văd că poate comportamentul său a venit dintr-o suferință. Practic, o să realizezi în această săptămână că ești mai puternic decât credeai și mai curajos sau curajoasă decât credeai. Eremitul este momentul acela de însingurare, de reconectare a ta cu sufletul tău, cu spiritul tău. Practic, o să petreci săptămâna asta ceva timp în meditație, rugăciune, în solitudine și simți cumva din interiorul tău că lumina pe care tu o poți descoperi în tine e ca o motivație sau exemplu și pentru ceilalți. Găsești niște răspunsuri care te pot ajuta să soluționezi o situație din viața ta, să ai curaj să te duci să discuți și să lămurești o problemă. E ca o descoperire de sine pentru tine săptămâna următoare. O descoperire că se poate și așa. Inspirație multă. Nu uita să te rogi la Fecioara Maria. Iar sfatul pentru tine, iată, este să faci schimbarea. Schimbarea vine de la tine. Schimbarea pe care vrei să o vezi în lume trebuie să vină mai întâi de la tine. Fii tu schimbarea, ieșind din zona de confort. Ăsta e sfatul pentru tine. Da? E nevoie de o abordare diferită, de o modalitate de a discuta diferit, de comportamente diferite. Și cu siguranță vei vedea și în realitate schimbarea. Eu vă mulțumesc, dragilor, și vă urez o săptămână minunată.